Eu consider că degeaba votăm. Acum, eu acum nu încerc acum să le spun copiilor. Hai să copiilor... nu mai fim de fetiști. Hai să le spunem copiilor, că tu ești influencerul lor. Copii, mergeți la vot dacă vreți să discerneți voi pe viitorul vostru. Dacă vreți. Dacă nu vă interesează, atunci nu mergeți la vot. Hai să întrebăm, pe ei interesează să fie România salarii de 1.000 de euro? Hai să vedem, interesează? Sau hai să vedem, ei sunt interesați mai bine să stea lângă mama și lângă tata și să muncească România pe salarii mari? Sau le place să mănânce pâinea neagră a sănătății? Hai să o recunoaștem. Noi românii suntem priviți oriunde te duci, la mâna a treia, a 14-a, sclavi. Am fost, sunteți vă rămâne sclavi. Asta este imaginea. S-a văzut acum la Schengen. Asta este tratamentul pe care, de care noi românii beneficiem. Auzi ce a spus? Că noi suntem. Și n-a fost, noi am fost vânduți, să spun, Cătăline, pentru un simplu interes politic al partidului la guvernare ca un marte alegeri. Și bă, lasă că votăm împotriva României și eu mă voi alege cu foarte multe voturi în campanie că aia sunt mai naționale și să fie, de fapt, împotriva migrației. Cu toate că adevărul este că mare parte a celor care astăzi sunt imigranți ilegali în Austria au venit prin Croația. Nici de cum prin România problema... și Bulgaria.